Bună, dragilor! Bine ați venit pe canalul meu, Luminița Tarot! Bine ați venit la o nouă etalare! Voi face oroscopul pentru Zodia Leu, ascendent luna în Zodia Leu, pentru următoarea săptămână. Cu tarotul, bineînțeles, voi clarifica cu Sibil și voi cere un mesaj din partea dragonului și oracului iubirii. Înainte de toate, dragii mei, v-aș recomanda să, fiind o etalare generală, să luați doar mesajele care vi se potrivesc dumneavoastră. Haideți să începem. Pentru Zodia Leu. Pentru Zodia Leu, luna sau ascendent în Zodia Leu, ce va fi, ce va urma în următoarele zile, cum va fi această săptămână care va urma sau în prezentul actual, ce surprize, evenimente. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot, pentru Zodia Leu, să vedem ce va fi. Ok. Haideți să vedem, dragii mei, pentru Zodia Leu. Aș prefera să iasă ele. Abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot, Zodia Leu, luna și ascendentul Zodia Leu, ok. Au ieșit, haideți să vedem. În primul rând a ieșit spânzuratul. Asta îmi spune că aveți nevoie de o trezire la realitate sau o situație vă va trezi la realitate, vă va pune în fața faptului să vedeți lucrurile din altă perspectivă, să căutați soluții. Văd o pauză, da, pe care o veți avea, o, chiar vă veți interioriza și veți căuta răspunsuri, da? Aici îmi spune că o trezire te va face să vezi lucrurile în toată splendoarea sa, în toată lumina sa, în ce privește o situație, da? Să îmbrățișezi unicitatea ta ca persoană și să faci acțiuni caritabile. Cred că tu vei, ori ești căsătorit sau ori faci sacrificii sau în ce privește o situație în care te simți sacrificat, blocat sau pus în așteptare. Aici trebuie să vezi lucrurile altfel sau dincolo de aceste aparențe, dincolo de acest tablou. Da? Și văd că o femeie în semn de aer, gemeni, balanță, vărsător are un rol important. Poate această femeie te pune în așteptare sau tu ești această femeie care, într-un mod sau altul, vei lua hotărâri, vei lua decizii în ce privește viața ta, în ce privește persoanele din jurul tău, în ce privește cariera ta. În aspect de carieră văd aici un blocaj sau o pauză, o schimbare a situației și care va trebui să o accepti de altfel. Sau poate această femeie cu judecata sa sau cu răceala sa sau cu vorba sa te va face în fața, te va pune în fața faptului să te simți sacrificat sau pus în așteptare. Da? Este o femeie, vreau să zic, această femeie este o femeie onestă, o femeie sinceră. Ceea ce are în gușă, are și în căpușă, cum se zice la noi. Poate fi uneori mai directă, într-adevăr, dar poți să ai încredere în această femeie. Vreau să zic că va veni o transformare. Dacă sunteți dumneavoastră, văd că pe plan spiritual văd o trezire, da? Abilități, talente pe care le aveți, pe care veți fi din ce în ce mai, cum să zic eu, mai sigur pe voi că le aveți, veți înțelege mai bine aceste abilități pe care le aveți, talente, și văd că vă veți folosi de aceste lucruri și veți aduce artă, să spunem așa, sau veți fi foarte creativă. Văd o transformare importantă pe plan spiritual, da? Și văd că vă veți focusa pe cariera dumneavoastră și
Cred că veți lua lucrurile mai lejer sau cu umor, da, în ce privește anumite situații dificile, da, sau în ce privește anumite sacrificii pe care le veți face. Oricum, văd că ori vă simțiți singură sau v-am spus, vă simțiți în așteptare sau această femeie vă pune în așteptare și văd o dependență, veți fi mai independent sau vă veți da seama că trebuie să fiți mai independenți în propria noastră viață sau în propria noastră carieră. Cu moartea aici, vedeți, evoluează aceste carduri, spânzuratul cu moartea de la 12 la 13. Văd că se va termina această situație blocată de pauză și vor fi noi începuturi. Trebuie să te eliberezi de trecut, să lași pe cineva în urmă, să lași trecutul în urmă, să tai cu trecutul, cu persoane, cu situații care te puneau în așteptare sau te puneau în sacrificii. Și văd că te vei elibera de aceste situații și sau de persoane care te ținau pe loc și ți-am spus, vei avea o transformare spirituală. Adică acele sentimente care le aveai tu în interiorul tău vor ieși la suprafață, da? Și văd că te vei îndrepta spre un viitor mai bun. Aici văd zodia Pești, zodie Rac, Scorpion, 8 de monede. Aici văd că vei învăța sau vei dori să înveți ceva mai mult în ce privește cariera ta. Poate vei studia sau vei studia mai mult anumite informații, vei aprofunda mai bine, vei dori să știi mai mult. Și ori te vei întoarce la școală, ori vei dori să faci un curs pe plan spiritual chiar sau profesional. Văd că vei fi foarte ambițios și focusat pe detalii și pentru a construi acel echilibru financiar. Șaptele de spade, dar văd aici să ai grijă pentru că ori îți pierzi pacea minții sau o pace. Văd o pierdere în ce privește libertatea personală. Adică șaptele de spade îmi spune că există aici ori o persoană care ascunde ceva sau fuge de anumite responsabilități sau minte, o pierdere financiară. Trebuie să fii atent și să fii atent la acțiunile altor persoane pe la spatele tău. Să fii mai atent pentru că văd că pe la spate cineva aici fuge, ți-ascunde ceva, are secrete și sau tu te autosabotezi și te minți, să spunem așa, sau nu ai încredere prea multă sau nu mai ai încredere deplină și poate te minți sau te autosabotezi și îți spune să fii sigur că ești onest cu propria persoană. Și sau anumite secrete poate sunt poate ai anumite secrete nu tocmai plăcute. Și doiul de bețe văd că te gândești la o persoană din trecut sau de peste hotare, poate vorbești cu acea persoană sau ascunzi ceva acelei persoane. Văd că trebuie să iei o alegere, să faci o alegere ambițioasă sau în ce privește un parteneriat, o colaborare cu ceilalți, unde ai aceleași visuri sau hobby sau vezi lucrurile în același mod. Cred că îți vei expande planurile mai departe sau te vei gândi să mergi mai departe, să lași trecutul în urmă. Cred că te vei gândi, poate vei fi un pic mai egoist, mai egoistă, în ce privește planurile tale și vei ține în secret și îți vei urma planurile să mergi mai departe, să lași trecutul la spate, da? Îți faci planul de viitor, poate dorești chiar să pleci peste hotare, oricum, din motive precise, bineînțeles, din să ai fost sacrificat, ai fost ținut pe loc de data aceasta, cred că ai învățat lecția și ce vei spune? Stai-mă un pic că trebuie să mă gândesc un pic la mine, nu?
Pentru că regina de monede, aici văd că poate te vei gândi să colaborezi cu această femeie în semn de pământ, Aur, Fecioară, Capricorn, o femeie practică, generoasă, care te poate ajuta pentru a-ți îndeplini un plan sau cu un sfat, nu știu, cum pe parte financiară, materială, sau văd că tu dorești să te îndrepți spre stabilitatea ta financiară și văd că vei avea abilitatea de a face totul mai frumos sau te vei îndrepta spre această femeie, spre un parteneriat cu această femeie sau spre o colaborare cu această femeie. Și văd că dorești o familie cu această femeie sau văd că sau tu vei fi mai practic și vei fi mai atent la familia ta sau vei oferi sau cred că vei fi mai practică în pașii tăi, în faptele tale și văd că iubești arta, o iubești frumusețea și dar cred că te vei nu știu, vei dori o colaborare asta. Aici este despre o altă femeie. Vei colabora, vei dori să colaborezi cu această persoană pentru că aveți lucruri în comun. Aveți același hobby, feeling, văd o apropiere sensibilă dintre tine și această femeie. Haideți să clarificăm, să vedem mai bine despre ce e vorba. Aici văd că o femeie de la drum sau o surpriză poate veni de la drum și văd o femeie în semn de foc, perpetuit, leu, săgețător, care e tristă sau e mai vulnerabilă în ce privește un drum, o surpriză. Cred că vei face o acțiune caritabilă care te va ajuta și vei avea o surpriză plăcută aici, în ceea ce îți dorești tu. Și văd această femeie, poate ești tu și te vei întâlni în drumul tău cu o femeie semn de aer, gemeni, balanță, vărsător sau semn de foc, berbec, leu, săgetător. Văd aici o vulnerabilitate, poate această femeie e mai rece, mai distantă. Și te va întrista, poate cu răceala sa, cu vorbele sale, se va lua de tine și acest lucru te va face să te simți mai vulnerabil, mai vulnerabilă. Dar văd și o tristețe că vei înțelege că ești singur în drumul tău sau că trebuie să faci anumite sacrificii. Moartea îmi spune că va fi o schimbare, cum îți spuneam, de judecată sau de poziție. În drumurile tale văd o acțiune, un drum, o călătorie, în ce privește un nou început, în ce privește un progres, o uniune, o relație. Poate dorești să te căsătorești sau dorești să faci un contract la locul de muncă sau dorești să începi ceva nou într-o instituție sau vei merge la biserică și vei vorbi cu un preot sau într-o instituție și te vei interesa pentru a avea parte de progres. Dar cineva dorește aici ceva stabil și este foarte atent la detalii, studiază foarte mult acest nou început, făcând ceea ce îți place, pasiunile tale. Șaptele de spade, văd că te gândești foarte mult să pleci la o reuniune, să te întâlnești cu cineva, văd că vei avea parte de o victorie la acest drum, vești, mesaje de la drum, poate te gândești să îi faci o călătorie. Și cu doiul de bețe aici văd că te gândești la un echilibru financiar sau la anumite documente, văd că aprofundezi, ai gânduri la o persoană, la un colaborator, la rezolva anumite documente, la rezolva anumite situații din trecutul tău. Haideți să vedem și regina de monede. Regina de monede cu regele de monede. Văd un cuplu care se axează foarte mult pe stabilitatea sa financiară. Și aici văd că vi se spune înțelepciune, vi se responsabilități. Un cuplu care e foarte responsabil pe plan financiar.
Aici văd vi se spune să fiți înțelepți în ce privește, poate nu există comunicare și de acolo vi se spune înțelepciune, pentru că în ce privește instituții de stat sau văd persoane care se axează foarte mult pe cariera sa și văd o vizită sau o femeie din trecut, veți merge în vizită la această persoană mai în vârstă și vi se cere să fiți înțelepți. Independență. Văd foarte multă independență și îți vei da seama că trebuie să fii mai independent, să te eliberezi, ceea ce spuneam, să te gândești mai mult la tine, la relația ta, la situația ta și văd că îți vei urma interesele și obiectivele tale, planurile tale de viitor și vei avea parte de o independență, de succes. Viziune dumnezeiască, orice s-ar petrece, ai viziunea de ansamblu unui univers iubitor și drept. Deci, prin orice sfide, probleme, provocări prin care treci, să nu-ți pierzi încrederea, să știi că universul va fi drept cu tine, îți va dărui ceea ce meriți și universul este iubitor și ai încredere și ai încredere în, și fii individual. Deci nu încerca să copii alte persoane. Ia aminte că fiecare ființă umană își lasă amprenta personală unică de iubire asupra tuturor acțiunilor pe care le realizează. Deci suntem diferiți, așa că nu trebuie să judecăm, trebuie să acceptăm, pentru că fiecare persoană în viața noastră, într-un mod sau altul, lasă amprenta sa personală prin acțiunile pe care le realizează și aduce beneficii în evoluția noastră pentru a ajunge la independența noastră. Și ai încredere benefică pentru că ai o conexiune solidă cu vocea iubitoare a sufletului tău și ai încredere în intuiția ta. Ascultă-ți intuiția. Dragii mei, vă îmbrățișez și vă doresc o săptămână minunată, binecuvântată. Dacă nu v-ați înscris la canal, vă recomand să apăsați clopoțelul, este gratuit și în acest mod veți primi notificări pe parcurs cu ceea ce voi distribui. La revedere, numai bine, sănătate!